Chiar dacă Fotbal Club Zalău a avut un debut nefavorabil în noul sezon al Ligii a treia, fiind eliminată și din Cupa României, președintele Ioan Morar a afirmat la finalul meciului din Cupă că nu se pune problema ca antrenorul Constantin Olariu să fie înlocuit. Constantin Olariu a devenit antrenor principal la Fotbal Club Zalău în vara anului trecut, înlocuindu-l pe zălăuanul Călin Pop. Cu tehnicianul clujan pe bancă, albi albaștrii s-au clasat pe ultimul loc în sezonul trecut, însă oficialii clubului susțin că principala cauza clasării modeste o reprezintă problemele financiare cu care clubul s-a confruntat în sezonul trecut. Lotul a fost schimbat aproape în totalitate, fiind aduși jucători tineri, de perspectivă, dar și câțiva fotbaliști valoroși. Cu toate acestea, rezultatele favorabile întârzie să apară, iar FC Zalău a pierdut primele două jocuri din noul sezon. Miercuri după amiază a venit și eliminarea din Cupa României, după ce albi-albaștri au pierdut la loviturile de departajare duelul cu Avântul Reghin. Președintele Ioan Morar se gândește la schimbarea antrenorului, chiar dacă spectatorii care vin la meciurile echipei FC Zalău ar fi vrut să vadă o cu totul altă față a echipei în debutul acestui sezon. Nu, ca să terminăm cu speculațiile astea care se tot aud, antrenorul e aici, mai are contract încă un an, un campionat, niciun zvon, ce putem trage linie după 7-8 etape, cum ți-a mai spus și ție la început de meci, dar e prematur să facem analiza după două etape. Ca lucrurile să revină cât de cât la normal, FC Zalău este obligată să obțină 7 puncte din 9 posibile în următoarele 3 etape, în care se vor duela cu Recolta Dorol și Unirea Dej în deplasare, iar pe teren propriu vor primi vizita celor de la FC Bistrița.